Mâine voi depune la Parlament, împreună cu colegii mei, un proiect de lege pentru eliminarea a 102 taxe nefiscale, care înseamnă mai puțină birocrație și mai mult timp și mai mulți bani pentru cetățenii români. Dincolo de bani, de banii pe care îi cheltuie românii, cel mai rău lucru este umilința la care sunt supuși, de asemenea timpul pe care îl pierd, nervii cu care se încarcă fiecare român când trebuie să plătească o taxă și unele taxe sunt extraordinar de mici, sunt mult mai mici decât cheltuielile pe care le are sistemul pentru a încasa acea taxă. Deci am decis împreună cu toți colegii mei să nu mai așteptăm marea debirocratizare anunțată cu surle și trâmbițe de tehnocrați.